Motivele sunt următoarele. Se spune așa în acest text, tip, repet, sunt schimbate eventual fonturile și, evident, numele semnatarilor. Având în vedere retragerea încrederii acordate unui cabinet prin adoptarea moțiunii de cenzură până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern pentru a nu bloca activitatea de conducere generală a administrației publice, având în vedere că președintele României nu a luat act de demisie a subsemnatului și nu a declarat vacantă funcția de membru al guvernului, îmi retrag demisia înaintată la SGG în data D cu numărul de înregistrare X din data D, în vederea asigurării stabilității guvernului, precum și a gestionării și îndeplinirii actelor necesare pentru administrarea treburilor publice. Atenție, toate aceste lucruri se întâmplă în acest moment. Deci, în acest moment, toate actele necesare pentru administrarea treburilor publice pot fi îndeplinite și gestionate în situația dată. Există și un paragraf de încheiere, identic, după cum spuneam, în toate aceste cereri de retragere, demisia subsemnatului a fost o demisie deliberată, fiind o formă de protest. Consider că vacantarea funcției de membru al guvernului, ar fi trebuit să scrie, intervine doar de la acest moment, prin publicarea moțiunii de cenzură în monitorul oficial.